Pentru fiecare de Crăciun, toate drumurile duc acasă, indiferent de distanță, indiferent dacă drumul e presărat de zăpadă sau ghețuș, acasă e locul sfânt al reîntâlnirii cu cei dragi. La fel se întâmplă și în cazul marii artiste Sava Negrean Brudașcu, cea care spune că nu poate să vină sfânta seară de Crăciun fără ca ea să treacă pragul casei părintești din Buciumi. Nașterea Mântuitorului și învierea lui sunt cele mai mari sărbători creștinești. Buciumanii sunt oameni credincioși, le respectă și aduc fiecare pe masă și în suflet cei mai buni și mai sfânt, ca să cinstească această sărbătoare, în cazul de față, nașterea Mântuitorului. Eu vă spun sincer că rar an când mi s-a întâmplat să nu fiu de Crăciun aici acasă, că aici ai acasă, indiferent cum suntem și cine suntem, acasă înseamnă totuși locul acela pe care, în care ai văzut lumina zilei. Și eu vă spun cu toată sinceritatea, nu dau locul acesta și căsuța mea cu cele două simboluri, drapelul României și crucea de pe casă, pentru nimeni și nimic în lumea asta. Sunt cele mai mari valori ale mele. În această perioadă ea face repetiții alături de oamenii din Buciumi pentru a pregăti repertoriul din seara de Crăciun. Dăm cola cu iemni, da, 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 dacă nu te poți aștepta, hai de re, de re, de re, de da. Dăm cola cu iemni, da, 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 dacă nu te poți aștepta, da, 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 da. Că-mi nispartă cizmuța, e, da, 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 și mă tem cu o îngheța, ai, da, 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 da.